Noi vrem să vă povestim și despre alt fel de sporturi, poate mai puțin populare în Moldova. Scrima este sportul ce cuprinde în jurul său răbdarea, hotărârea și eleganța. Noi am reușit să petrecem câteva clipe alături de cei care de mai mulți ani își petrec serile la antrenamente. Sofian, de mai bine de 4 ani, a îndrăgit acest sport și nu a avut niciun dubiu înainte de a păși pragul primului antrenament. Prima mea reacție când am venit la primul meu antrenament a fost de entuziasm. Un entuziasm incredibil. Eram captivant de toate sunetele de lovituri ale spadelor. Chiar dacă la început avea o frică pentru că totuși e un sport de lupte și trebuie să mănuiești o armă albă, acum l-a îndrăgit și este prieten fidel. Acesta este un mânier de floretă. El se mai numește și mânier vrabie, din cauza formei acestor două piese, care mențin degetul mare și degetul inelar și cel mic. Sofian a reușit să participe la turnee internaționale, chiar dacă scrima nu e atât de cunoscută în Republica Moldova. Tânărul nu-și planifică o carieră în acest sport, dar își dorește pe viitor unele schimbări. Totuși sper că să-mi păstrez o anumită legătură cu acest sport. Poate amintiri, fie chiar anumite antrenamente, dar doresc ca să contribui și să dezvolt acest sport pentru alți copii, tineri care doresc să participe și să al practice acest stil de luptă. Pe această cale a fost îndrumat de către tatăl său, venind cu ideea de a descoperi lumea de aici. Având băiat, băieții sunt destul de năzbitioși, să zic așa, caută să lupte, să-și găsească diferite ocupații pentru băieți, pentru activitatea de asta lor de zi cu zi, și atunci am decis că deci să te bați cu bețele în ogradă cu alți băieți, că nu uite, este așa un sport. Iar pentru cei care nu cunosc, dar își doresc să frecventeze aceste antrenamente, aveți ocazia să o faceți chiar acum. La toți le spun că este un sport practic gratuit. Tot echipamentul care o să-l vedeți pe copil este gratuit. Este donație din partea federațiilor internaționale. Sofian are posibilitatea să învețe de la cei mai buni, și anume antrenoarea sa, care mânuiește floreta de la 9 ani. Tot de la ea am aflat care sunt momentele cele mai importante în acest sport. Să ai calitățile motrice bine dezvoltate. Este viteză, este forță, dar cel mai important este că copilul să ai o decizie potrivită în timp cel mai scurt.